Săptămâna trecută, din unul din grupurile bisericii, am primit o întrebare, o serie de întrebări, dar în esență, întrebarea se focalizează pe ce înseamnă să aduci jertfe duhovnicești. Și unde trebuie să le aduci? Ce înseamnă să aduci jertfe duhovnicești și unde trebuie să le aduci? Dați-mi voie să recitesc textul din 1 Petru, capitolul 2, versetele 4 și 5. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aș vrea să notați simbolistica de care uzează Petru. Să fiți o casă duhovnicească, la Ierusalim era casa lui Dumnezeu, o preoție sfântă, preoții își făceau lucrarea, pe de o parte, în casa Domnului, când le venea rândul lor, rândul cetei fiecăruia, dar pe urmă își făceau lucrarea în societate unde erau, și rolul preotului era ca în casa duhovnicească, el ca preot sfânt să aducă jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Se vede că Petru este evreu și că el folosește aceste tipare ale vieții pe care a trăit-o. Acum, dacă e adevărat că el vorbește despre templu, preoți și jertfe, templu, preoți și jertfe, o posibilă întrebare este dacă nu cumva Petru vine să spună bisericilor din vremea aceea că Dumnezeu a făcut din biserică noul Israel. Vechiul Israel s-a lepădat de Hristos și Dumnezeu a făcut din biserică noul Israel. Ei sunt casa lui Dumnezeu, ei sunt o preoție sfântă și ei aduc jertfe duhovnicești lui Dumnezeu, respectiv noi. Dacă priviți imaginea din fața voastră, toată istoria templelor se împarte în două și granița este Domnul Iisus Hristos care spune: stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. Dar el vorbea despre templul trupului său, pentru că deja Dumnezeu se mutase într-o altfel de casă, în casa pe care el a proiectat-o după chipul și asemănarea sa. Cu alte cuvinte, în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ avem temple de pietre, dar în Noul Legământ avem un alt fel de templu, alt fel de casă, un templu de pietre vii. Apropiați-vă de el, piatra vie, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Tot Noul Testament ne spune că Dumnezeu nu locuiește în ziduri, locuiește în inimi. Casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Dar în casa Lui Dumnezeu slujesc preoții Lui Dumnezeu, nu-i așa? Și de aceea Petru spune: voi, biserica, adică noi, suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. În casa lui Dumnezeu suntem preoții lui Dumnezeu și ca preoți suntem chemați să aducem jertfe duhovnicești. Dar ce sunt acelea jertfe duhovnicești? În Vechiul Legământ era simplu, luai animalul de jertfă, oaia, mielul, vaca, ce-o fi fost, și îl junghiai pe altar, toți știau ce să facă fiecare parte a lui, dar astăzi aducem alt fel de jertfe, jertfe duhovnicești. Și aș citi două texte ca să fac diferența între o jertfă și o jertfă duhovnicească. Să știți că foarte mulți jertfesc, dar nu toate jertfele sunt duhovnicești. Dacă nu sunt duhovnicești, nu sunt plăcute lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 13. Uitați-vă ce jertfe incredibile aduse, dar care nu folosesc la absolut nimica. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toate știința, și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, și dacă n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Jertfe neduhovnicești.
incredibile jertfe, să-ți dai trupul să fie ars, să-ți împarți averia ca hrană săracilor, să ai cunoștință și darul prorociei și credință care să mute munții. Observați, dacă lipsește ceva, jertfa nu este duhovnicească. Și dați-mi voie să vă spun, bisericile noastre sunt pline de jertfe și poate că mai goale de jertfele duhovnicești. Dar în ce context vorbește Petru? Pavel vorbește în contextul darurilor duhovnicești. Un dar duhovnicesc, un dar spiritual, este arătarea Duhului spre folosul altora. Și dați-mi voie să urc un pic mai sus în capitolul 12 și să citesc începând cu versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit întâi în biserică apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbirii în felurite limbi, după care el se oprește și întreabă, oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Răspunsul este evident, nu. El vorbise mai sus despre trup. Trupul este mai multe mădulare. Trupul nu poate fi un singur mădular. Umblați dar după darurile cele mai bune, traduce Cornilescu. Dar dacă am găsit darul cel mai bun și toți am năvălit spre el, s-ar desființa trupul. Pentru că trupul este o diversitate de mădurare. Și eu cred că textul trebuie recitit în felul acesta, mai ales în lumina contextului. La sfârșit, el vorbește prorocițelor din biserică și le spune să tacă în adunare. Cu alte cuvinte, n-aș putea oare citi textul așa, oare toți cei care zic că sunt apostoli, sunt cu adevărat apostoli? În 2 Corinteni, capitolul 11, Pavel aduce pe apostoli aceștia nespus de minunați, dar care n-au nimic a face cu Hristos. Oare toți cei care zic că sunt proroci? Dacă ar fi proroci, Pavel nu ar fi spus să tacă în adunare. Oare toți cei care sunt învățători, sunt cu adevărat învățători? Dragii mei, în vremurile din urmă, biserica se va umple de învățători mincinoși, spune Petru în 2 Petru, capitolul 2. Oare toți sunt făcători de minuni? Oare toți au darul tămăduirilor, a vorbirii în alte limbi? Oare toți cei care vorbesc în alte limbi vorbesc cu adevărat de la Duhul Sfânt? Iar Pavel continuă, umblați după darurile cele bune. E o traducere mai corectă, cele bune. Și voi arăta o care ne-a spus mai bună. Cu alte cuvinte, o jertfă duhovnicească, care este o arătare a Duhului spre folosul altora, trebuie să-L poarte pe Duhul Sfânt spre alții. Ori Duhul Sfânt se legitimează prin roada Duhului. Dacă roada Duhului nu există în acest vas care este darul Duhului Sfânt, dragii mei, vine dintr-o altă sursă. Vine din la duhurile necurate sau din sforțările noastre omenești. Dacă o jertfă este duhovnicească, ea poartă spre alții dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, stăpânirea de sine. Dacă acestea nu sunt prezente, nu Duhul se arată. Și dacă nu se arată Duhul, jertfa poate fi cât de mare doriți. Poți să-ți dai trupul să fie ars. Dacă lipsește dragostea, bucuria, el spune dragostea, ca să citim noi mai departe, restul este capul de afiș al roadei Duhului, dragostea, bucuria, pacea. Dacă lipsește, nu-ți folosește nici ție la nimic, nici altora la nimic, pentru că oamenii n-au nevoie de jertfele noastre, au nevoie de Duhul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. El vindecă și de aceea Dumnezeu trebuie să fie purtat printr-o jertfă duhovnicească spre ceilalți. Dați-mi voie să iau un alt text, Matei, capitolul 6. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, să nu aduceți jertfele voastre înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Almiter vă spun că nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în templu și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când faci milostenie să nu știe stânga, ci face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când te rogi,
Să nu fiți, sau când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi, la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci când te rogi, intră în odăița ta, închide ușa, roagă-te tatălui tău care este ascuns și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Când postești, continuă textul, nu te arăta amărât, să știe toată lumea că postești. Barbirește-te, aranjează-te, zâmbește, ca postul tău să fie pentru Domnul, nu pentru oameni. Domnul, suntem în predica de pe muntea Domnului Iisus Hristos și El vine și spune, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dragii mei, toți avem mai multe straturi. Stratul exterior sunt faptele noastre. De pildă, îți dai trupul ca să fie ars, îți împarți averia ca hrană săracilor, faptele noastre. Dar în spatele faptelor noastre sunt vorbele noastre. În spatele vorbelor noastre sunt gândurile noastre. În spatele gândurilor noastre sunt atitudinile noastre. Iar acolo, în magma ființei noastre, sunt motivațiile noastre. Când motivația este greșită, totul se strică. Când motivația este corectă, totul capătă valoare. Țineți minte când Domnul Iisus stă în visteria templului, se uită la oamenii care vin și pun în templu. Veneau bogații, luau punga și dădeau drumul în pânia de aramă în care se adunau colecta în templu. Era o zonă în templu. Imaginați-vă zgomotul pe care îl făceau. Ridica punga, după care zicea, ca să se întoarcă toată lumea spre el, după care dădeau drumul la toată dărnicia lor. A văzut și o văduvă care a scos din batistuța ei doi bănuți. I-a pus și a fugit. Și Domnul Iisus spune, motivația ei a amplificat dărnicia ei, iar motivația lor a stricat dărnicia lor. Observați, nu e suficient să faci o jertfă. Întrebarea este ce fel de jertfă aduci. Dacă nu este o jertfă duhovnicească, Dumnezeu nu o primește, nu este plăcută înaintea Lui, iar tu ți-ai pierdut răsplata. Ascultați, dacă aș rezuma lucrurile în textul din Coloseni 3:17, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Dragii mei, jertfele erau aduse în casa Domnului de preoții sfinți pentru Domnul. Și de aceea, orice faceți, cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și să aduceți mulțumiri prin El lui Dumnezeu Tatăl. Acum, dacă noi suntem o casă duhovnicească și suntem o preoție sfântă, jertfele se aduc pe un altar. Altarul preoției noastre, pentru că suntem o altfel de casă decât cea din Vechiul Testament, este viața de zi cu zi. Altarul preoției noastre este viața de zi cu zi. Noi nu încetăm să fim preoți după ce am ieșit de aici, ci noi suntem preoți 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Modelul preoției noastre este însuși Domnul Iisus Hristos. Dar preoția începe în familie. Cu alte cuvinte, bărbaților în mod special, mă adresez vouă, ești preot în casa ta, trebuie să fie o preoție sfântă, să aduci jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Lucrul acesta este adevărat și pentru soții. Preoția începe în familie și modelul preoției noastre este Domnul Iisus Hristos. Și dați-mi voie să intru în textul din 1 Petru, capitolul 3, primele 6 versete, în care Petru se adresează nevestelor, soțiilor. După cum Hristos, observați, ăsta este modelul, după cum Hristos, tot astfel nevestelor. Și aș citi primele 6 versete. Tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere.
podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Înainte să citesc ultimele două versete, aș face o observație. Priviți planșa dinaintea dumneavoastră și în lumina textului citit, ce așteaptă Dumnezeu de la o soție? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Este un mod de a citi textul. Sau, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că e vreo diferență între cele două citiri? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Bă, dacă aș citi textul în felul acesta, pe cine să întreb ce-i supunerea, cum să mă supun, dacă îi place sau nu îi place? Pe bărbatul meu, nu-i așa? El este modelul, el este beneficiarul, el este cel care vine cu pretențiile. Dar dacă citesc textul ca în Scriptură, spune tot astfel nevestelor, prima întrebare care o ridică o femeie, tot astfel cum? Cine-i termenul de comparație? În niciun caz soțul tău, ci este Domnul Iisus Hristos. După cum Hristos, tot astfel nevestelor. Dar dacă zice, fiți supuse bărbaților voștri, punct, supunerea este un scop în sine. Am realizat-o? Sunt liniștită. Dar dacă zic, fiți supuse bărbaților voștri pentru ca, supunerea nu devine un scop în sine, ci un mijloc spre scop. Mare diferență, uriașă diferență. Observați în primul rând termenul de comparație. După cum Hristos, tot astfel nevestelor. Ce eliberare incredibilă pentru o femeie, pentru că modelul ei este Domnul Iisus Hristos și nu pretențiile soțului ei. Modelul este Domnul Iisus Hristos și nu pretențiile soțului ei. Dar asta nu știu dacă îi ușurează foarte mult responsabilitatea. Dați-mi voie să citesc textul. După cum Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat ca pildă, o pildă, să călcați pe urmele Lui, după cum Hristos n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicloșug, iar când era batjocorit nu răspundea cu batjocuri, ci se supunea dreptului judecător, după cum Hristos a purtat păcatele voastre în trupul său, păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. După cum Hristos, tot astfel nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Observați, supunerea este un mijloc spre scop. Scopul supunerii este câștigarea unui soț care s-a abătut de la adevăr, de la cuvântul lui Dumnezeu. Readucerea înapoi pe urmele Domnului Iisus Hristos. Câștigarea unui soț necredincios, aș putea spune eu. Dar dacă supunerea este un mijloc spre scop, întrebarea mea este care-i rolul versetelor 3 și 4? Foarte mult discutate în bisericile noastre, dragii mei. Unii pun, alții dau jos. Și textele acestea sunt frământate de când mă știu. Pentru ca aceia care nu ascultă de cuvânt să fie câștigați la ascultare de cuvânt, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem chemați, sau cel puțin soțiile, nevestele noastre, sunt chemate de acest text la un război, la o luptă, pe un câmp de luptă. Au de câștigat o bătălie. Bătălia este pe viață și pe moarte. Vizează veșnicia, să câștigi la ascultare de cuvânt pe cel ce nu este în ascultare de cuvânt. Nu e un lucru mic. Acum când te duci la un război, la o luptă și vrei să câștigi biruința, îți alegi foarte bine armele. Vă aduc aminte de David și Goliat. Saul era un om cu un cap mai mare decât toți ceilalți și dă jos armura de pe el și o pune pe David și atârnă armura peste tot, nu se poate mișca în ele și în fața lui era un om
cât ușa de mare. Zice, eu nu pot umbla cu lucrurile acestea. Le dă jos de pe el, își ia traista, ia cinci plete, și ia praștia, era obișnuită cu ea și merge la luptă. Dragii mei, o singură piatră a fost suficientă să câștige bătălia. O singură piatră. Ar fi o nebunie să te duci la lupte cu lucruri care nu te ajută. Și în direcția asta trebuie înțeles textul. Dacă vrei să câștigi pe soțul tău la ascultare de cuvânt, podoaba ta să nu fie podoaba de afară, ci să fie omul ascuns al inimii. Din păcate, atunci când te duci la luptă cu podoaba de afară, îți câștigi un ibovnic, dar nu un soț la ascultare de cuvânt. Și asta este în sângele femeilor. Dragii mei, textul nostru pune în contrast două părți. Pentru ca să câștigi pe cineva pentru Hristos, nu aceasta, ci aceasta. Acum, dacă ești înțelept, pui accentul pe ce trebuie. Degeaba nu le iau pe acestea. Dacă n-am luat ce trebuie, nu câștig bătălia. Și atunci puneți accentul acolo unde textul pune accentul. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, dacă vreți să vă câștigați soții la ascultare de cuvânt, care stă în plătitura părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, indiferent cât ți-ai lărgi garderoba. Bătălia nu vei câștiga. Aici este nevoie de o altfel de garderobă, de omul ascuns al inimii. Și să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui dublând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care ne dejduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Câștigarea unui soț necredincios atârnă nu de ceea ce porți pe tine, ci de ceea ce porți în tine. Citiți cu mine, surorilor. Câștigarea unui soț necredincios, observați frații cum știu să citească, da? Cum știu să citească. Dar am zis, citiți cu mine. Câștigarea unui soț necredincios atârnă nu de ceea ce porți pe tine, ci de ceea ce porți în tine. În tine. Dragii mei, e foarte ușor să-ți cumperi o haină. Foarte ușor. E foarte greu să îmbraci omul dinăuntru cu ceea ce îți cere Petru. Îți trebuie o trudă și trebuie să o începi din vreme, mult înainte să te măriți, să înveți lucrul acesta. Dar textul mai aduce înaintea noastră încă un aspect. După cum Hristos s-a supus dreptului judecător, tot astfel, nevestelor, fiți voi spus supuse dreptului judecător, da? După cum Hristos, tot astfel, nevestelor, cum s-a supus Hristos dreptului judecător? Și de aceea o soție nu se supune bărbatului ei practic, ci se supune dreptului judecător. Ori a te supune dreptului judecător înseamnă a-ți cunoaște și a-ți accepta locul și rolul pe care dreptul judecător prin creație ți l-a dat. Prin creație ți l-a dat. Cred că orice femeie ar trebui să știe să răspundă cu ochii închiși la trei întrebări. Prima întrebare o găsiți în Genesa 2 explicată. Cine sunt și pentru ce am fost creată? Ce a hotărât dreptul judecător pentru mine? A doua întrebare o găsiți în 1 Corinteni, capitolul 11, primele 16 versete. Care este însărcinarea mea esențială? O femeie are foarte multe treburi. Știți de unde știu? Norica a lipsit 3 luni și am văzut. Am văzut. Câte treburi? Acum mi-e puțin la neîndemână să o am acasă, pentru că mă întreabă, Beni, ai mâncat? 3 luni nu mă întreba nimeni. O trebuie să fac singur de mâncare, să mă duc în grădină, să-mi culeg un pic de spanac și un pic de macri și un pic de nu știu ce și să pun 2 cepe și un pic de ulei și o bucată de pită uscată. Atât a fost. Și mi-a prins bine. Deci, care este însărcinarea mea esențială? Ce nu pot să las nefăcut ca femeie, ca soție? Și a treia întrebare este în textul nostru. Cum să-mi o împlinesc? 3 întrebări. Dacă n-ai răspunsul la acestea, nu știi cine ești, nu știi ce ai de făcut și nu știi cum să faci. Nu te mira că toate lucrurile ies pe dos. Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, cine sunt și pentru ce am fost creată?
Genesa, capitolul 2, de la versetele 15 la 18. Ascultați atenți textul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a stat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu a zis: nu e bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Observați, imediat după ce a primit mandatul, Dumnezeu s-a uitat la bărbat și a zis: are prea multe găuri, trebuie să-i dau un ajutor. Are prea multe lipsuri, trebuie să-i dau un ajutor. Ajutor pentru ce? Pentru lucratul grădinii sau pentru păzitul grădinii? Pentru lucratul grădinii Dumnezeu a dat animalele de tot felul. Pisica prinde șoareci, câinele îți apără casă, elefantul ridică în loc de macara, poți să-l ții pe lângă casă, calul îți ară grădina. O grămadă de lucruri, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Deci nu uitați, în context, ajutorul potrivit este pentru păzitul grădinii, pentru lupta spirituală. Diavolul, dragii mei, de la bărbat trebuie să câștige pământul, nu de la femeie. Femeia poate să-l ademenească pe bărbat, dar bărbatul trebuie să vândă pământul, pentru că bărbatul a primit mandatul. A primit mandatul. După cum Hristos a supus dreptului judecător, tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse dreptului judecător. Ce înseamnă să te supui? Să te supui înseamnă să te aliniezi de bună voie după cineva pentru a participa cu întreaga ta ființă la împlinirea mandatului, rolului pe care ți l-a dat Dumnezeu prin creație. Dragii mei, eu sunt liniștit nu dacă bărbatul meu este mulțumit, dacă aș fi o soție, ci sunt liniștită dacă Dumnezeu este mulțumit. Și din pricina faptului că noi așteptăm mulțumirile de la oameni, avem atâtea probleme. Dacă am face ce este drept înaintea dreptului judecător, am fi cu inima liniștită orice ar zice ceilalți, incluzându-l pe soțul meu. A te supune înseamnă a te alinea de bunăvoie după cineva pentru a participa cu întreaga ta ființă la împlinirea rolului pe care dreptul judecător ți l-a croit la creație. Foarte multe femei, pentru că sunt demodate astfel de concepte în societatea noastră, au impresia că supunerea degradează și de aceea dau din coate și încearcă să fie președinți de țară și polițai care să dirigeze circulația și să fie egale cu bărbatul. Dragii mei, suntem egali, am fost plătiți cu același preț. În Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, dar suntem diferiți ca roluri. Dacă supunerea ar degrada, Hristos ar fi fost cel mai de jos om. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, a făcut din voia Tatălui mâncarea lui de fiecare zi. Știți care a fost rezultatul? A fost înălțat mai pe sus de orice nume. În numele lui se va pleca orice genunchi în cer și de pământ. Supunerea înalță, pentru că Dumnezeu te înalță dacă te supui lui. Biserica este chemată să supună lui Hristos. Știți ce a pregătit în urma supunerii Dumnezeu pentru ea? O haină de mireasă, de in strălucitor și curat, în văzul întregului cer. Cu alte cuvinte, tot astfel, nevestelor, fiți supuse pentru ca. Supunerea înalță, pentru că supunerea, dragii mei, este o armă cristică prin care câștigăm bătăliile cerului. O armă cristică prin care câștigăm bătăliile cerului. Am văzut cine sunt și pentru ce am fost creată. A doua întrebare este: care e însărcinarea mea esențială? Dacă toate celelalte zboară, asta trebuie să fie la locul ei. Asta trebuie să fie la locul ei. Care să fie această bătălie esențială? În imagine, înaintea dumneavoastră aveți ordinea pe care dreptul judecător a creat un univers. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Nu eu am făcut această rânduială, a făcut-o Dumnezeu. Am tras o linie între Hristos și bărbat, pentru că Dumnezeu și Hristos sunt divinitate, bărbatul și femeia sunt țărână.
sunt țărână creată după chipul lui Dumnezeu. Pavel spune în versetul 3 din 1 Corinteni, vreau să știți că Hristos este capul bărbatului, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Citiți în majuscule, capul chefale. Cu alte cuvinte, Hristos este capul autoritatea bărbatului, bărbatul este capul autoritatea femeii, Dumnezeu este capul sau autoritatea lui Hristos. Luați cu voi această definiție pe care Pavel însuși o dă și citiți textul mai departe. Dar dacă priviți imaginea din fața voastră, în versetul 10 spune, din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap exusia. Cornilescu adaugă un cuvânt, un semn al stăpânirii. Dar scoateți afară semn, el nu există în greacă și citiți doar stăpânire sau autoritate, exusia. Sunt două împărății. Împărăția lui Dumnezeu este o rânduită în felul acesta. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Dacă mă mut în cealaltă împărăție, am pe diavolul și îngerii lui și am un loc vacant. Când Domnul Iisus judecă în Matei 25, spune, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cu alte cuvinte, locul acela vacant nu-i pentru oameni. Dar locul acela vacant e acolo și îl poate ocupa oricine, și bărbatul, și Hristos a fost ispitit în Matei capitolul 4, închidă-te mie și îți voi da ție toate aceste lucruri. Înapoi a mea satanul, a zis Hristos. Dacă nici Hristos n-a fost scutit, doar nu fi bărbatul, eu sau... Și atunci, ce îmi spune textul? Din pricina diavolului și a îngerilor care vor să-l atragă pe soțul tău la neascultare de cuvânt, femeia a primit ca rol principal să vegheze ca pe capul ei, pe bărbatul ei, să fie exusia, autoritate. Cu alte cuvinte, bărbatul ei să rămână în ascultare de cuvânt, în ascultare de Hristos. Dacă vă uitați la imaginea în care bărbatul a dezertat, la o astfel de situație se adresează Petru. Dacă cineva nu ascultă cuvântul să fie câștigat fără cuvânt, observați ce bătălie cumplită trebuie dată. Să-ți câștigi bărbatul, să-l aduci înapoi din împărăția întunericului în împărăția luminii, Petru îți spune, nu schimba garderoba omului de afară, că nu te ajută la nimica. Bagă bine de seamă cu ce a îmbrăcat omul din lăuntru. Dacă nu e acolo roada Duhului în omul dinăuntru, un duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, nici nu încerca să intri în această bătălie, pentru că nu vei câștiga. Cine sunt și pentru ce am fost creată? Sunt create ca ajutor potrivit în bătălia spirituală în care diavolul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită și primul pe care ar vrea să-l înghită este bărbatul, pentru că împreună cu el voi moșteni împărăția, eu și copiii mei. Și dacă el cade, toți cădem. Toți cădem. Cine sunt? Care este cea mai importantă slujba mea? Chiar dacă bărbatul face mâncare, nu femeia, nu-i cădere din har? Chiar dacă bărbatul spală vasele, nu femeia, nu-i cădere din har? Chiar dacă bărbatul dă cu aspiratorul prin casă, nu femeia, nu-i cădere din har? Chiar dacă bărbatul schimbă copiii, nu-i cădere din har? Dar e cădere din har, dragii mei, dacă nu este cineva să-mi acopere spatele, ca să nu fiu mușcat de cel rău. Cum îmi împlinesc misiunea? Textul nostru vorbește despre lucrul acesta. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur și în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, o garderobă nu o face inutilă pe cealaltă. Eu nu cred că Sara era toată cernită ca să o poftească Abimelec la 99 de ani. Nu? Imaginați-vă cum putea să arate femeia asta la 99 de ani. Cu siguranță că avea și parfumuri în vremea respectivă, așa cum erau atunci, avea și haine în vremea respectivă, cum erau atunci, dar avea și altceva.
în situațiile cele mai dificile, când bărbatul ei a fost un totoloc. Zică-i, sora mea. Da? Ea s-a supus dreptului judecător și Dumnezeu a intervenit și a scos-o de acolo. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, apreciază ascultarea de El. Și când noi trăim în ascultarea de El, El însuși sare în apărarea noastră. Câștigarea unui soț necredincios nu atârnă de ceea ce forți pe tine, ci în tine, în tine. Vreau să vă spun, e mult mai greu să aduni o garderobă pentru omul din lăuntru decât una pentru omul de afară, mai ales dacă bărbatul câștigă bine. Uite, așa le ai pe toate. Dar nu e așa de simplu. Ca să ai un duh blând și liniștit, nu e așa de simplu, care să fie plăcut lui Dumnezeu. Dar, surorilor, au fost destule poverile? Pot să mă mut și la frați? Versetul următor continuă. Interesant, pentru femei de 6 versete, pentru bărbați unul singur. Versetul 7. Dar cum ar fi să citesc textul tot așa? După cum Hristos, tot astfel bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab. Interesantă afirmație. Spuneți-mi, în comparație cu o femeie, cam câte procente de povere poartă un bărbat? Pentru bărbat, povara mare este să țină ziarul în fața televizorului, da? Femeia beata de ea vine de la servici, că a lucrat și ea împreună cu bărbatul, fă de mâncare, derătică casa, pune copiii, scoală copiii, mută copiii, da? De ce îi spune că e un vas mai slab? Dragii mei, ce știu eu este că un vas mai slab se sparge ușor. Un vas mai slab se strică repede. Un vas mai slab, pac, 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 încetează să mai funcționeze cum trebuie. Oare despre ce să fie vorba? Revin la imaginea aceea pe care Dumnezeu ne așează în Corinteni. Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. Și acum am să citesc puțin mai departe, de la versetul 3 spune: vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul, adică cu Hristos, acoperit își decinstește capul său, adică pe Hristos. Observați, este vorba de rugăciune, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Trăiți în ascultare de Hristos, să nu lăsați nimic între voi și Hristos să se interpună. Asta îmi spune textul. Orice s-ar putea interpune între mine și Hristos, modul în care îmi tratez nevasta. Da? Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei, nedând cinste femei ca unui vas mai slab, eu trăiesc în neascultare de Hristos, cu alte cuvinte, între mine și capul meu s-a interpus ceva și rugăciunile mele sunt împiedicate. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau procește cu capul, adică cu bărbatul ei neacoperit, își necinstește capul, adică pe Hristos. Poate că sună foarte ciudat cuvintele acestea. Săptămâna trecută a ieșit de sub tipar o carte, volumul 3, cunoașteți locul și rolul în familie, le aveți pe toate acestea explicate pe îndelete. Îmi pare rău că ne-am adus o carte cu mine de la secretariat să vă arăt, să nu plecați fără ea acasă. Observați, bărbatul trebuie să se poarte într-un fel cu capul lui, cu Hristos, femeia se poartă altfel cu capul ei, adică cu bărbatul. Cum se explică această diferență? În niciun caz comparând bărbatul cu femeia. Rolul celor doi a fost dat de judecătorul cel drept. Nu și l-au asumat singur sau și l-au asumat, dar nu l-au hotărât singur. Observați, regula îmi spune să compar pe Hristos cu bărbatul, pe al doilea Adam cu primul Adam, nu pe bărbat cu femeie. Femeia are treaba ei de la Dumnezeu, bărbatul are rolul ei de la Dumnezeu. Deci dacă pun toate lucrurile în rânduială, comparația este făcută între cei doi bărbați. Hristos, capul bărbatului, este chipul și slava lui Dumnezeu, îmi spune versetul 7, de aceea el
nu trebuie acoperit, ci trebuie urmat și ascultat în totul. Un bărbat, dragii mei, este chemat să calce fără îndoiel pe urmele șefului lui, a capului lui, a lui Hristos. Ăsta este rolul bărbatului. Și o femeie înțeleaptă ar trebui să ajute bărbatul să meargă în direcția respectivă. Și asta îmi spune și textul. Dacă cumva nu-i după Hristos, câștigă-l înapoi, fără cuvânt, prin purtarea ta, prin Duhul tău blând și liniștit. Observați, Hristos este Dumnezeu, chipul și slava lui Dumnezeu. El trebuie ascultat și urmat. Bărbatul, capul femeii, este țărână. Indiferent cine ești, cine sunt. Sunt doar țărână. Este vulnerabil. De aceea, Dumnezeu a hotărât să-i dea un ajutor potrivit. Dragii mei, dacă eu n-aș avea nevoie de un ajutor potrivit, Dumnezeu nu mi-ar fi dat unul să mă încurce. Dar am nevoie de un ajutor potrivit și de aceea Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Textul din Corinteni este destul de complicat, în cartea respectivă îl găsiți detaliat sau în comentariul pe Corinteni. Eu aș apela doar la argumentul luptei spirituale pe care Pavel îl dă și pe care l-am atins un pic mai sus. Versetele 8 și 9 ne spun, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, dacă m-aș opri aici, femeile care aud femeia a fost făcută pentru bărbat, este exact ca și povestea de mai înainte. Fiți supuse bărbaților voștri. Cine hotărăște ce-i supunerea? Bărbatul. Dacă am fost făcută pentru bărbat, între dragul meu, ce ai dori? Vreau să speli șosetele, vreau să faci de mâncare, vreau să mă scarpin pe spate și bărbatul îți spune pentru ce ai fost făcută. Dar nu cred că e cazul. Și textul nostru continuă, de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap, pe bărbatul ei, autoritate. Să vegheze, rolul principal al femeii este să vegheze ca soțul ei să rămână în ascultare de Hristos, indiferent care sunt contextele și condițiile vieții. Dragii mei, nu uitați, dacă pe de o parte am împărăția lui Dumnezeu, pe de altă parte împărăția întunericului, există un loc vacant. Și diavolul face orice să-l ia pe soțul meu, să-l tragă în cealaltă împărăție. Orice! A dat cinste femeii și ascultați-mă bine, bărbaților. Îmi pare rău că am învățat lucrul ăsta târziu în viață. A dat cinste femei înseamnă a recunoaște nevoia de ajutor potrivit. Noi de obicei zicem, femeia a fost luată din coasta bărbatului ca să o crotească, ca și cum noi... Nu. Femeia a fost luată din coasta bărbatului pentru că și a rămas un gol imens în loc și e nevoie de ea ca să te completeze, da? Dar cinste femei ca unui vas mai slab înseamnă a recunoaște nevoia de ajutor potrivit în lupta spirituală și a încuraja cu tot ce pot să-și împlinească rolul. Femeile sunt foarte diferite decât bărbații. V-am spus și altă dată. Când eu m-am căsătorit, după câteva săptămâni am luat Biblia și am zis, Doamne, ce-o fi aia femeie? Și am luat-o pe prima, pe a doua, pe a treia, după a treia am pus jos Biblia și am zis, toate sunt la fel, oricum nu le înțeleg. Pentru că femeia nu gândește ca un bărbat, femeia are o intuiție feminină. Ea nu-mi spune 1, 2, 3, 4, 5, zice 1, 10. Cum sare de la 1 la 10? Eu nu pricep pe mine, mă înfurie lucrul acesta. Dar de-a lungul vieții, după 40 de ani, am învățat să ascult atent. Dragii mei, ce face un bărbat? Pentru că o femeie gândește altfel, îi închide gura. Taci tu, femeie! Îi închizi gura astăzi, îi închizi gura mâine și femeia își găsește altceva de lucru. Și își vede lucrul ei, și își vede drumurile ei, și trăiți ca doi străini în aceeași casă, cu alte cuvinte, ai pierdut cel mai valoros lucru pe care Dumnezeu l-a pus lângă tine. A da cinste femeii ca unui vas mai slab înseamnă a recunoaște că dreptul judecător a avut dreptate când ți-a dat un ajutor potrivit și ai nevoie de el. Prețuiește-l, încurajează-l, ajută-o să crească în împlinirea rolului ei pe care Dumnezeu i l-a dat. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.
dragii mei, Dumnezeu Hristos, bărbatul, femeia. Bărbatul este chemat în lupta spirituală. Când un bărbat se roagă sau prorocește, a intrat în prima linie a frontului. Dacă între el și Hristos este zidul păcatului, zidul neascultării, imaginați-vă care e rezultatul luptei. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul, cu Hristos acoperit, cu păcatul între el și Hristos, îl necinstește pe Hristos. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie. Cine zice că trebuie? Capul meu, Hristos, zice că trebuie. A nu asculta de Hristos înseamnă a necinsti pe El. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Imaginați-vă că soția mea este parte din trupul lui Hristos. Dacă eu îmi bat joc de ea, dacă eu nu mă port cu înțelepciune, de încinste femeie, ca unui vas care e făcut altfel decât sunt făcut eu, să împlinească un alt rol decât el am eu de împlinit, ce zice dreptul judecător? Ce zice dreptul judecător? Cu alte cuvinte, cum să nu fie împiedicate rugăciunile mele de atitudinea și neascultarea mea față de Hristos? Hristos de asemenea a suferit pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să te aducă la Dumnezeu, tot astfel, nevestelor, împliniți-vă și voi menirea și tot astfel, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Amin.